tell you, I'm especially honored to have our pastors here. Am o onoare specială să avem pastorii noștri aici. And how many pastors are here? May I see your hand? Câți suntem pastori aici? Ridicați mâinile sus. Yes, yes, yes. And to me, pentru mine, the senior pastor, pastorul senior of Romania, al României, is with us here this morning. Este cu noi în dimineața aceasta. An extraordinary man, un om de calibru mare, honor and respect, plin de onoare și respect față de frații. And I really love this man. Sunt adevărat îl iubesc. And that's our brother David Nicola. And I'm so glad you honor us with your presence today. Suntem încântați și onorați de prezența dumneavoastră astăzi aici. And he will be sharing in the teaching this morning. Și el ne va împărtăși din învățătura din dimineața aceasta. I will begin. Și voi începe. With the to be sure to see the screen better, so maybe we just want to talk to you about leadership, and this is the introduction. Voi face introducerea la tema conducerea. There are three questions only human beings ask. Sunt trei întrebări pe care doar ființele umane și le pun. Not pigs, not horses. Nu porci, nu cai, nu și le pun. No other living organism asks these three questions. Organism viu nu. Question number one. Prima întrebare. Where do I come from? De unde vin? That's origins. Este originea noastră. Question number two. Întrebarea numărul where am I going? Unde mă duc? That's destiny. Destinul meu. And question number three. Întrebarea numărul trei. Is what we're going to address today. Se referă la ceea ce facem astăzi. And that is why am I here? Și răspunde la întrebarea de ce mă aflu aici. Nici data am auzit grăinile de la they don't have the concept acest concept of significance semnificației lor și scopului lor, dar tu ai acest concept. And so the question is, does my life have a purpose? Deci întrebarea mea care trebuie să mă pun, are viața mea un scop, o semnătate, so, o semnificație pentru Dumnezeu? I have good news. Am să vă dau o veste bună acum. God has placed within every person, Dumnezeu a pus în fiecare persoană, a destiny to be fulfilled. Un destin ca să fie împlinit. Every one of us, fiecare dintre noi, from the pastors, începând de la pastori, to the brothers and sisters in the church, până la frații și surorile din biserică, whether you preach fie că predicați sau învățați, or whether you sau do other things, faceți orice alt lucru pentru biserică, God has placed within you, Dumnezeu a pus în tine destiny, un destin to be fulfilled, care trebuie să fie împlinit. God has put within you Dumnezeu a pus în tine something that this world needs. Ceva care întâlnește nevoile noastre. This generation nevoile generației acesteia. Această generație are nevoie God de ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Everything that God created, He created for a purpose. Tot ce a creat Dumnezeu a făcut-o cu un scop. Whether it be the sun, fie că or the moon, fie că creat or the stars, sau luna, sau stelele, the Bible says that therefore divide the day from the night, Biblia spune că a despărțit ziua de noapte, and for signs and seasons, for days and years, sezoanele, timpurile, zilele, anii, and then of course the whole is in awe. Și sfințenia noastră în Duhul. Ce mare este Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în cerul, a tot puterea. Incredible. Incredibil. How great is our God. Ce mare este Dumnezeul nostru. And when we sing how great is our God, cântăm ce mare ești, we still have no concept. Și chiar atunci nu avem acest concept ce mare este Dumnezeu. Oh, how great God is. Mare Dumnezeu avem. This world is filled with trouble and pain. Lumea este plină de probleme și dureri. People are suffering. Oamenii suferă. People are lonely. Sunt singuri. People are hurting. Sunt loviți. And
We can make a difference. Noi putem să facem diferența în viața lor. Tu poți să faci această diferență. And some of you are making a difference. Unii dintre voi deja fac această diferență. And so it's worth it. Și deci merită. And it's never too late to begin. Și niciodată nu e prea târziu ca să încep dacă n-ai făcut-o încă. I think I'm the oldest person here. Cred că sunt cea mai bătrână persoană de aici. Cred că da. Nu cred. Nu cred. Frate Pavel. Frate Pavel. 79. Okay, but there is a little boy with a head shaped like an egg. Era un copil micuț cu capul ca un ou, avea așa o formă de cap ca un ou. And he became a pastor. Care a devenit mai târziu pastor. And now he's beginning again. Și acum începe, o ia de la început. Because Moses, when he was 80 years old, he was a beginner. A fost un începător. So, Frate Farkas, avem speranță. Okay, so a leader, deci un leader sees something, vede ceva, and says, let's go. Și spune, hai să mergem. Let's do something. Hai să facem ceva. And so, we think about this world. Ne gândim la această lume. Just the horse. Doar is led by pain. Doar caii sunt conduși de hățuri care le provoacă durere. They put that piece in the mouth. Le pun acele în gură, acel metal. And they put this on the shoes. Și pe cizme se pun pinte în ea care se înțeapă în caii. Durere, durere. My sister is a horseback riding champion. Sora mea este un fel de campioană la crescut de cai de șasă. She controls a huge beast. Și este și poate să țină în control un cal uriaș, beast, you said beast. Beast. Un cal uriaș și sălbatic destul de rău prin ajutorul durerii provocate de acest animal. Wants to do that to you. Și aceasta și lumea aceasta vrea să facă și ție la fel, să-ți spună zăbadă. Da, zăbadă. Zăbadă, da? Zăbadă. Oh, okay. The world wants to control you. Lumea vrea să te controleze. And they tell you what you're not supposed to do. Și îți spun de fiecare dată ce n-ar trebui să faci. You shouldn't do that. You shouldn't do this. Asta, you shouldn't nu do this. Să faci aia. Fit in. Potrivește-te cu noi. Fii cu noi, nu încerca să fii mai deosebit. Cine te crezi tu? You think you're somebody special? Crezi că ești mai special decât noi? You just like us, be like us. Noi, fii și ca noi. They tell you everything you don't have. Îți spun tot felul de lucruri pe care nu le-au și nu le poți n-ai destule educație. Și îți spun, ai grijă cum te porți, pentru că dacă nu te porți frumos, what this world wants you to do, ceea ce lumea vrea să facă, este să încerce să te forțeze să faci ceea ce vrea lumea să facă. So, the teachers in school, profesorii din școală, except, of course, cu excepția, bineînțeles, persoanele de față se exclud. And even the parents, și chiar părinții, and friends, și prietenii, and our traditions. Și obiceiurile noastre. Do we have traditions? Avem tradiții? Oh, yes, we do. Avem destul. But our traditions are holy traditions. Dar tradițiile noastre sunt sfânte tradiții. Okay, and so they want everybody to be the same. Lumea vrea ca toată lumea să fie la fel. Everybody the same. Toți să fie la fel. Toți they want to make you. Vor să te facă și pe tine. Into their mold. Să te bagă acolo în forma lor și să fii ca ei. And so like
that like they corral horses and cows together. Cai care stau împreună sau vacile care stau împreună. Which school to go? La care îți controlează la ce școală să te duci? When to retire? Când să ieși la pensie? And the boss says, do this, do that, do the other thing. Șeful spune, fă asta, fă aia, du-te acolo. And so in order to you can escape this culture, pentru a putea să scapi, să evadezi din acest tells you how sistem high you can de cultura, de cultură, how far you can go, nu contează cât de sus vrei să mergi sau cât de departe vrei să mergi sau pe cine poți să influențezi. Have you sensed that pressure? Ai simțit vreodată această presiune pe care lumea o pune asupra noastră, controlul pe care vrea să ne-l facă? But wait. Dar așteaptă puțin. Your life is more. Viața ta înseamnă mai mult. Than just being born. Decât să te naști. Going to school. Să mergi la școală. Having a job. Să ai un serviciu. Having a family. Să ai o familie. Pay the bills. Să plătești taxe. And then. Și după aceea. Your life is more viața than that. Viața trebuie să fie ceva mai your mult. Your life viața ta și viața has significance trebuie să aibă in such a way într-un asemenea that mod your life viața ta in some way într-un fel will change the world. Va schimba lumea. God Amin. Put it within Amin. You. Dumnezeu a pus acest lucru you don't în have tine. To look for it someplace. Nu trebuie să cauți în altă parte. Pentru că este in tine pus deja God acest lucru. Put it there. Dumnezeu l-a pus acolo acest and lucru. We're going to see how God does that. Și vom vedea cum Dumnezeu a făcut so, cum face acest lucru. The world says, don't do anything extraordinary. Lumea spune în continuare, nu fă nimic extraordinar. Don't do something that will change anything. Nu încerca să faci, să schimbi ceva ce deja este bine făcut. Don't get out of the boat. Nu încerca să ieși afară din barcă, stai cu noi în barcă. You're not supposed to get out of the boat. Nu ar trebui să ieși it's afară din barcă. It's not normal to get out of the boat. Nu e normal, trebuie să stai cu noi toți so acolo cu barcă. In the boat stai acolo în barcă like cu noi, așa cum fac toți. Because your faith pentru că soarta ta only works when you're in the boat. Are va lucra și își va desfășura cursul doar când ești în barcă. They tell you. Așa îți va spune lumea. But there's somebody else. Dar există altcineva. Who says something? Care spune altceva. The world says, don't rock the boat. Leave things as they are. Lasă lumea spune. Nu încerca să ieși afară, așa, nu schimba lucrurile care sunt gata făcute. Nu crea niciun fel de probleme. And when they're done with you, și când au terminat cu tine, they give you a gold watch in America. Îți vor da, în America când te pensionezi, îți dau un ceas de aur, îți dau un ceas de aur și then they throw you out. Și te vor arunca afară. Pensionar, preie bătrân, la revedere. Au terminat cu tine. Du-te în pământ, în groapă. Because we're finished with you. Pentru că am terminat cu tine, spune lumea. But maybe then. Dar poate chiar atunci. God is just starting with you. Dumnezeu doar începe cu tine ceva. Maybe this is your time. Poate că atunci va fi timpul tău. To begin a new life. Ca să începi o viață nouă.